Ești într-o permanentă căutare a adevărului? Înțelegi lumea nu prin observație directă, ci prin intuiție și emoții. Ca un burete, absorbi energiile din jurul tău. Uneori este dificil să faci o distinție între ceea ce simți și ceea ce vine de la ceilalți. Înțelegerea naturală a minții umane te poate ajuta să reușești în cariera ta dacă acționezi conform premonițiilor tale. Deschiderea este tema dominantă în viața ta. Nevoia copleșitoare de a-ți expune sentimentele, gândurile, fanteziile, atât ale propriei persoane, cât și ale celorlalți. Te deosebești de cei care sunt obișnuiți să-și ascundă sentimentele de ochii curioși. Poate că cineva te va numi expoziționistă, dar nu în sensul medical al cuvântului. Descoperirea celorlalți îți poate provoca reacția cea mai imprevizibilă, de la șocuri ușoare până la șocuri severe. Semnul tău zodiacal aparține constelației RAC. Semnul zodiacal RAC este direct legat de semnele elementului apă, care se disting prin următoarele calități: bună credință, prudență, mister, diligență. Tu ești o persoană care își trăiește fanteziile. Fără exagerare poți fi numită filozof, gânditor și visător agitat, deoarece luna protejează semnul tău zodiacal. Prin natura ta calmă, cu un caracter flegmatic, ești predispusă la autoflagelare și la depresii frecvente. Dar dacă ai o stare bună, aceasta este transmisă tuturor celor din jurul tău. Ești o fire radicală, nu-ți place să reinventezi roata, de obicei urmărești o cale cunoscută și folosești doar mijloace dovedite pentru a-ți atinge obiectivele. Cu ușurință găsești un limbaj comun, chiar și cu străinii, tu poți petrece ore în șir cu entuziasm pentru a-ți împărtăși gândurile cu prietenii. Ești un tovarăș bun, știi să păstrezi secretele. De asemenea, risipa nu ți este specifică, dimpotrivă, tu economisești cu grijă atât banii, cât și lucrurile, mobilierul, chiar și produsele alimentare. Ești blândă și vulnerabilă. Ești condusă de singurul satelit al Pământului, Luna, simbolizând reverie și talent. Deci, îți este scris în stele ca fiind ființă senzuală care își inventează propria lume. Dar adesea nu cunoști limitele și poți fi excesiv de dependentă. Dacă placi pe cineva, ești neobosită în a-ți dovedi dragostea și este mai bine să nu fii văzută în furie. Tu ai un minunat simț al umorului și ești populară cu prietenii. În munca ta, reușești pentru că semnul zodiacului te distinge prin diligență în îndeplinirea sarcinilor. Căutând mereu idei noi, poți arunca o afacere neterminată de dragul unei ocupații noi, care este, după părerea ta, mai interesantă. Guvernatorul tău astral este Luna. Luna este responsabilă pentru instinctele și adaptabilitatea ta. Luna este favorabilă pentru profesii care țin de lanțuri de furnizori, aprovizionare, pentru scriitori și bucătari. Planeta ta în exil este Saturn. Lui Saturn îi poți mulțumi pentru lipsa de practicitate și lipsa calităților de conducere. Soarta îți oferă multe teste. Succesele și eșecurile, confruntarea cu cei răi, te pot dezechilibra, poate să apară dorința de a-ți schimba viața brusc. Vei fi întotdeauna invidiată, deoarece nu îi place oricui luminozitatea și originalitatea ta. În ciuda tuturor dificultăților vieții, te așteaptă succese financiare. Viața personală se va dezvolta dificil, însă în cele din urmă vei găsi un partener sufletesc. Ești extrovertă deschisă și sinceră, puțin impulsivă, uneori prea supărătoare. Ești înzestrată în mod natural cu abilitatea de a experimenta inspirația. Ai o imaginație bogată și o emoționalitate foarte dezvoltată. Îți este aproape întotdeauna posibil să atingi ce este ascuns în sufletele colegilor, rudelor și prietenilor tăi. Poți fi considerată oarecum ciudată, dar într-un fel, ideile și acțiunile tale originale merită atenție. Pentru tine, comunicarea cu lumea subconștientului este evidentă. De aceea înțelegi perfect toate intrigile vieții, iar transformările neașteptate din sufletul omenesc nu sunt noi pentru tine.
Indiferent de ce carieră vei alege în viața ta, uneori demonstrezi o dorință incomprehensibilă ca ceilalți să se exprime prin sinceritate și aștepți feedback de la cei din jurul tău. Din nefericire, ți se aduc adesea reproșuri pentru că îți bași din nasul în afacerile altor oameni, implicându-te în povestiri care nu au nimic de a face cu tine. Astfel, revelațiile tale se referă nu doar la ceea ce gândești tu, ci mai degrabă la o lume a fanteziei și emoțiilor. De regulă, este dificil pentru ceilalți să se înțeleagă cu tine. Tu ai nevoie de înțelegere și toleranță extraordinară de la partenerii tăi. Copiii tăi te pot considera părinte incorigibil, prietenii te pot considera visătoare, colegii te pot trata ca insolentă. Cel mai des ești înțeleasă greșit. Așa cum universul te-a înzestrat, în anumite circumstanțe poți deveni despot și chiar dictator, dar în general ai instincte pronunțate ale umanității. Totuși, acestea pot fi ușor confundate, dacă se vor formula critici nemeritate ale rezultatelor muncii tale. Intenția inițială poate fi apoi înlocuită de furie și chiar de protest, iar acestea pot determina o dorință de autoizolare. Te distingi față de alții nativi din rat prin astfel de trăsături speciale, ești naturală, iubitoare, prietenoasă, poți fi afectivă, timidă și oarecum frigidă, preferând umilința și dorința de servilitate. Sau dimpotrivă, poți fi strălucitoare, instabilă din punct de vedere emoțional, cu o stimă înaltă de sine. Ești sensibilă la critici, predispusă la drame excesive, impresionabilă. Cum afectează data de 7 iulie soarta ta? Cea mai importantă caracteristică a ta este deschiderea, iar această deschidere trebuie să fie în mod necesar reciprocă. Tu nu numai că îți expui sentimentele și gândurile altora, dar și trăiești cu speranța pentru sinceritatea și simpatia celor apropiați. Cu toate acestea, acest mod de comportament nu este întotdeauna perceput în mod clar pozitiv. Da, ești gata să încredințezi cele mai secrete lucruri. Într-un fel sau altul, poți oferi idei originale, iar unele dintre acțiunile tale merită atenție. În plus, gândirea extraordinară, fantezia și abilitățile creative sunt inerente în tine, iar lumea subconștientă ți este de asemenea accesibilă. De aceea ești capabilă să înțelegi pe alții la un nivel intuitiv și să prezici cele mai mici schimbări în lumea ta interioară. Vorbind despre excesul de sinceritate, trebuie remarcat faptul că tu deschizi către lume doar gândurile, ideile, fanteziile și emoțiile, ascunzând cu atenție viața personală. În același timp, nu ai aversiune la amestecul în rufele murdare ale altcuiva. Soarta ți-a pregătit o viață plină de conflicte și dificultăți serioase, care totuși pot fi depășite prin îmbunătățirea propriei naturi. Pentru eșecurile de natură personală, constelația racului te va recompensa cu bunăstare materială și cu succes în tot ceea ce vei face. În special norocoasă vei fi dacă îți poți combina toate fanteziile și le poți realiza în domeniul comercial. În ceea ce privește relațiile cu cei mai apropiați și mai dragi oameni din inima ta, aici totul nu este la fel de bun ca în activitățile profesionale. Într-un efort de a prelua controlul asupra tot ceea ce se întâmplă în familie, și a fi ferm convinsă că o face din cele mai bune intenții, te poți transforma în cel mai real tiran în casă. Datorită faptului că ceri sentimente calde față de tine însăți, dar nu ești întotdeauna capabilă să oferi aceste sentimente unui partener, conflictele din familie sunt inevitabile. Astfel încât numai dacă sunt capabili să înțeleagă și să tolereze pot ajunge să stea împreună cu tine. Totuși, nu ești lipsită de filantropie, uneori pronunțată. Dar dacă acțiunile tale sunt criticate nemeritate din punctul tău de vedere, ești capabilă să manifesti furie și chiar să protestezi, în plus te poți ascunde de oricine și de tot. În orice caz, astfel de emoții sunt destructive, prin urmare trebuie, pe de-o parte, să nu mai simți rău pentru tine însăți și, pe de altă parte, să încerci să înțelegi sentimentele altora. Dragoste și compatibilitate. Deși par puternică și dominantă,
În interiorul tău ești vulnerabilă și te simți nesigură din punct de vedere emoțional și, prin urmare, nu-ți permiți să împărtășești altora sentimentele cele mai adânci. Cu toate acestea, dacă decizi să-ți asociezi viața cu cineva, te vei arăta ca un partener credincios, generos și loial. Racul este singurul semn care poate într-un fel sau altul să găsească înțelegere reciprocă cu toate semnele zodiacului, dar tu găsești o fericire specială cu Scorpionul, Fecioara, Capricornul, Taurul și Peștii. Cu anumite compromisuri, există șansa de a construi o relație cu Balanța, Săgetătorul și Leul. Cele mai multe alianțe nereușite sunt cu Berbecul, Gemenii, Racul și extrem de rar cu Vărsătorul. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datoriilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră. Poți avea performanță excelentă ca lider în orice domeniu de activitate. În mod deosebit favorabil pentru tine este comerțul, cu condiția să nu te abați de la calea dorită, chiar și cu dificultăți temporare. Sănătate și boli. Sănătatea ta fizică este direct legată de starea de spirit. Tensiunea nervoasă, stresul, conflictele din familie și la locul de muncă afectează starea tractului gastrointestinal și a sistemului cardiovascular. Tu găsești pace și echilibru numai în propria ta casă. Sub influența tensiunii create de cerințele profesiei și a criticilor din partea altora, ar trebui să cauți în mod activ o oportunitate de a evita stresul prin orice mijloace. Sportul pentru tine nu contează prea mult, dar mâncarea rafinată și autopregătirea sunt utile și servesc ca o relaxare bună. Ești foarte norocoasă, nu ești înclinată să fii supraponderală și poți mânca așa cum dorești. O casă caldă și confortabilă poate deveni un fel de refugiu în care vei visa în mod liber. Exercițiul regulat nu este atât de important pentru tine, așa că nu persista în această privință. Poate că ar trebui să primești o mai mare libertate în bucătărie, atât ca bucătar, cât și ca oaspete la masă. Caloriile suplimentare nu-ți vor aduce mult rău. Destinul și norocul. Universul te-a înzestrat cu generozitate, cu talente, inclusiv de a conduce. Ești un conducător natural. Îți place să călătorești? Ești atrasă de locurile în schimbare. Te poți realiza în muzică, literatură, electronică. Ești fascinată de misticism, ocultism? Poți reuși în orice domeniu datorită talentelor pe care Universul ți le-a dat cu generozitate. De obicei, ai relații de familie armonioase. Ești legată de tradițiile familiale, de familie, de onoare. Sfaturi pentru tine. Principalul sfat pentru tine, să dezvolți abilități diplomatice în tine și să nu fii prea sinceră. Capacitatea naturală de a înțelege alte persoane necesită, de asemenea, lucrul la sine. Nu trebuie să te răsfăți în deznădejde dacă obstacolele te împiedică să mergi înainte și în sus. Nu trebuie să te oprești, la urma urmei, stelele prevestesc succesul tău. Tentativele de dezvăluire nu sunt întotdeauna apreciate. Încearcă să fii sensibilă cu sentimentele celorlalți. Rămâi adeptă viziunilor tale și neîndurătoare în eforturile tale. Nu lăsa lumea să te înfrângă. Mai devreme sau mai târziu vei fi apreciată. Ce cadouri ți se potrivesc? Dacă tu colecționezi ceva, atunci problema este rezolvată de la sine. Un dar valoros este cel care se adaugă la colecția ta. Acest lucru va însemna nu numai că cel ce ți oferă darul și amintite despre ziua ta de naștere, ci și ceea ce prețuiești personal. Altfel, găsirea unui cadou potrivit pentru tine este foarte dificilă. Este mai ușor să spun ce nu ar trebui să ți se ofere cadou, ca să nu te jignească. Pentru tine, nu numai darul este important, ci și cum este prezentat. Cel mai bun dintre toate, este ceva moale și cald. În ansamblu, vei fi fericită pentru tot ce este tangibil. Apreciezi în mod deosebit atunci când darul este însoțit de un discurs laudativ, în care ți se declară cu cea mai mare convingere pentru tine ce valori de durată are prezența ta în viața celui ce oferă darul. Împreună cu darul este bine să ți se ofere și un buchet frumos de flori.
Este mai bine ca darul să fie oferit solemn, cu patosul inerent al cavalerilor. Numai în acest fel te vei simți prețuită, dorită și iubită. Sentimentalitatea ta nu cunoaște limite și, prin urmare, casa ta este de obicei plină cu tot felul de poze în ramă pe pereți, statuete minunate, sfeșnice de argint ornamentate și chiar jucării aranjate frumos. Toate aceste elemente ar trebui să-ți fie oferite, tablouri, rame, antichități. Cadoul în bani este o idee minunată, dar și mai frumos ar fi într-un plic frumos, cu un model interesant. Dacă ești o gospodină activă, vei primi cu drag orice ustensile de bucătărie originale sau obiecte decorative de uz casnic. De exemplu, un cuțit de argint pentru tort, un set de ceai sau o cană banală cu fotografia ta, elefantă de porțelan, haină confortabilă, cercei eleganți cu perle sau un inel cu piatra lunii, aceste lucruri poate fi un cadou real pentru tine. Culoarea cadourilor poate fi diferită, dar este mai bine să fie albastru, turcoaz, violet, verde. Inel cu acvamarin sau turcoaz sunt un cadou minunat. Lucrurile cu dantelă nu le vei refuza, poate fi o față de masă cu dantelă, un set de lenjerie scump franțuzesc. Ambalaje ar trebui să fie transparente, fie aproape să nu ascundă conținutul, sau în mod clar să le evidențieze. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.